Bine, bine aici. Dragilor, bine ați revenit la Mandachi Television. După cum știți, pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi vorbim despre educație, inspirație, motivație, exemplu personal și acțiune. Vreau să vă prezint oamenii care m-au inspirat și care m-au motivat. De aceea, astăzi, vom merge la unul dintre oamenii care m-au inspirat enorm în viața mea. Poate unul dintre cei mai creativi oameni pe care îi cunosc. Sculptorul Mircea Dăneasa. El a realizat această capodoperă, simbol al Sucevei, care tronează în centrul orașului Suceava. Simbolul Sucevei este făcut de mâna dumneavoastră. Totuși, sculptura Bucovina în aripată. Și ce dacă? Păi ați fi vrut... Schimbă soarta lumii? Aducem și fornica. Da, fornica. Dar mai discutăm că eu m-am gândit la un soclu pentru furnică, că tu ai băgat-o acolo în boscheți. Dumneavoastră, de ce nu respectați legea? Ce lege nu respect, domnișoară? De ce nu aveți mască? Uitați-vă în jur. Sunt niște coloane, niște ziduri. De când vă știu? Deci vă știu de când aveam 22 de ani, acum am 36, deci pe 14 ani de zile, parcă sunteți tari ca piatra. Nu. Și uite ca săgeata. Greșit din ce în ce mai tare. Era un model uman. Și eu vreau să fiu ca el. Nu știam eu ce vreau să fac. Dar dacă lui, el a fost impresionat de Michelangelo, de Rafael, de Leonardo și mi-a spus mie că oameni mai mari decât ăștia, nu mie, la clasă, n-au existat pe planetă, mi-a intrat în cap că da, ia să vedem cum ar fi. Dar dumneavoastră ce vă reproșați ca dascăl, ca profesor? Aveți ceva să vă reproșați? O grămadă. E secret? Nu e secret, dar durează prea mult. O minte sau niște neuroni exersați prelucrează idei. O minte medie, să nu zic mediocră, se ocupă de evenimente. Și o minte submediocră se ocupă de bârfe. Haideți să glumim. Parlamentul e plin de genii. Dacă nu făcea Michelangelo sclavii, lucrările lui de vârf, nu le-ar fi făcut nimeni. În fizică, dacă nu descoperea Einstein teoria relativității, o descopereau alții după aceea. 10 cad, 100 mor, sute vin în locul lor. Tare, nu? Dar viteazul cu asa pală face drumuri prin năvală și pătrunde prin săgeți că e roman cu 7 vieți. Literatura e de 3 feluri. Literatură despre care îmi pare bine că s-a făcut, literatură despre care îmi pare rău că s-a făcut și literatură de care îmi pare rău că n-am făcut-o eu. Și am văzut un om orb, a reușit să facă un portret. Cu o mână punea așa, palpa și cu o mână modela. Ai lucruri bune și lucruri noi. Problema e că lucrurile noi nu sunt bune și lucrurile bune nu sunt noi. Cum mă? 68 de ani, ce vrei? Sunt tânăr la 68, da? Sunt bătrân, dar și Mircea cel bătrân a fost bătrân. Ce? Când ajunge un om la iluminare? Când are lumini, în jur. Multe. Un om ajunge la iluminare când are lumânări în jur, corect? Da. Așa am înțeles. Și dacă lumânările le produc o proiecție mentală, energie, care închizi ochii și vezi lumina, dar nu prin gene se treacă. Închizi ochii ca la senat și vezi lumina. Sau poate dormi, pur și simplu, nu contează. Eu cred că Dumnezeu zidește în noi sămânța talentului și noi avem datoria să nu trădăm potențialul pe care Dumnezeu ne l-a insuflat. Dumneavoastră? Un profesor adevărat și un mentor care inspiră prin exemplu personal. Acum vom merge în templul creației domnului profesor să-l cunoaștem personal. Vă asigur că o să vă inspire și o să vă motiveze. Mai puneți niște martiri? Nu, astăzi mâini. Mâini, am înțeles. Ok. Dar ce, parcă tu nu ești martir, băi, Ștefane? Dar unde sunt martirii, domn profesor? N-ai pozat pentru Ștefan? Care Ștefan? Sfântul Ștefan. Ah, corect. Ai zis că îmi dai o poză ca lumea după ăla. Îl punem în expoziție.
Când? Când organizați dumneavoastră. La Parlament? La Parlament, gata, da. Îl punem. Gata, da. Ducem și Fornica. Da, Fornica. Dar mai discutăm că discutăm. Eu m-am gândit la un soclu pentru Fornica, că tu ai băgat-o acolo în boscheți. Păi bun, o scot. Dumneavoastră, da, decideți. Las că am făcut atunci niște schițe, dar n-a fost timp. Atunci a fost, ai văzut, repede, repede. Caut un scenariu fix cum imaginea noastră cu actrița acolo, ia uite, în clar obscur. M-a făcut tuse, domn profesor. Vedeți că nu-s bolnav. E o tuse care a rămas de la o răceală. Sunt sănătos, vă temeți? E compulsivă. Vă temeți de boală? Mă, în mine mor toți microbii, măi, Ștefănică. Dumneavoastră, de ce nu respectați legea? Ce lege nu respect, domnișoară? De ce nu aveți mască? Uitați-vă în jur. Sunt niște coloane, niște ziduri. Credeți că eu transmit coloanelor sau coloanele pot să-mi transmită mie virusul? Păi nu, dar așa e legea. Păi când nu e nimeni în jurul meu la distanță de 10 metri, de ce să... Multe chestii am avut cu băieții ăștia. Dar cum sunteți așa intangibil în fața bolilor? De când vă știu? Deci vă știu de când aveam 22 de ani, acum am 36, deci 14 ani de zile, parcă sunteți tare ca piatra. Nu. Și uite ca săgeata. Greșit din ce în ce mai tare. Auzi, tu ai dat că eu am fost profesor de yoga? Cum să și fac și acum exerciții, ar trebui să faci și tu. Dumneavoastră, înainte de toate, ce sunteți? Profesor? Nu. No. Dar? 0-0-0. Ce înseamnă asta? 3-0. Păi ce asta? Un cod? Bine, pui unul în față dacă vrei. Așa. Păi eu v-am perceput tot timpul ca pe un mentor. Acum, ce sunteți de fapt? Toate lucrurile au un meta. Și arta are o meta-artă. Materia are o meta-materie. Aristotel, când, după ce a terminat lucrarea lui Fizica celebră, și-a dat seama că nu e totul. Și-a scris celebra lui lucrare Metafizica. Acum, pornind de la Aristotel, dar nu oprindu-ne, blocându-ne în antichitate. Orice lucru are un meta, orice lucru din spațiu fizic are o proiecție transcendentală. Pasiunea ce proiecție transcendentală are? Care e meta? Pasiunea are două sensuri. Un sens al pasiunii e spre perfecțiune. Și un sens al pasiunii, când omul nu este conștient, îl duce spre animalic, spre infern. Oamenii merg cu mare pasiune spre infern, mai ales în zilele noastre. Însă, adevărata pasiune ți-o descoperi după o minimă sau minimală, cum vrei să zici, inițiere. E foarte grav că în școală nu se întâmplă o inițiere din primele momente, ani, dar și din primele momente ale nașterii, pentru că destinul omului începe odată cu viața intrauterină și chiar mai înainte de viața intrauterină. Cum mai înainte de viața intrauterină? Păi e o lucrare a unui doctor spaniol, a fost doctorul regelui Juan Carlos, Caicedo se numește. El a inventat ca medic sofrologia. Cu o pâlnie, da, așa, vorbea, punea pâlnia pe pânte cu mamei însărcinate și vorbea copilului când copilul era în pânte cu mamei. Pentru că el a descoperit faptul că embrionul, în toate etapele lui de dezvoltare, reacționează la stimulii care vin din interiorul pântecului și din exterior. Și el a inventat nașterea sub apă, fără dureri, și dezvoltarea omului în continuare după naștere. Dar ce credeți dumneavoastră ca artist? Sau nu neapărat ca artist? Ca om cu o minimă înțelepciune, să spunem. Asta. Ce simte? Ce înțelege fătul atâta vreme cât este în stadiu embrionar în burtica mamei? În stadiile alea inițiale începe și formarea neuronilor. Neuronii înregistrează cu sau fără voie, la un nivel anume. Și rămâne imprimată chestiunea asta, care este informație percepută, toată viața și omul nu știe de ce are anumite reacții. Ca exemplu de a susține ceea ce am enunțat, profesorul Mario Vasilescu,
Dumnezeu să-l odihnească, a murit fostul meu profesor de yoga, recunoscut de indieni ca unul din cei mai mari yoghini, nu doar din Europa, și din India. A făcut această experiență, el a făcut și medicina. Unul din cursanții lui, pe care am cunoscut când eram student, nu se putea împăca cu faptul că el față de tatăl lui avea o aversiune inexplicabilă, din nimic. Cu mama lui se înțelegea foarte bine, cu taică-s-o izbucnea contradicția, conflictul din orice. Și i-a spus, haide să facem o terapie prin hipnoză. Deci, uite, nu știu de ce nu vine în minte, pentru că eu mă gândeam că în România ar trebui judecați toți cei care au distrus România, interogați în stare de hipnoză. Nu ar fi foarte corect politic, dar ar fi foarte eficient, ar spune tot. Și unde au conturile, că în stare de hipnoză spui ce nu ți-i minte când ești conștient și poți să spui numărul contului și unde ai ascuns băluții. Dar așa, l-am băgat în hipnoză și regresie. 10 ani, 9 ani și povestea cu omul în hipnoză experiența lui din anii respectivi. Naștere, a ajuns până în naștere. Și atunci ăsta, preotul, prima dată a încercat o chestie. Acum intră în pânte cu mamei. N-a putut din primele, dar în final l-a locat. Și spune ce auzi. Și ăsta a relatat discuții între mama lui și tatăl lui, pe care el n-avea de unde să le știe. Tatăl lui încerca să o convingă pe maică-sa să avorteze. Și asta era cheia. După ce i-a explicat care e chestiunea, s-au nivelat lucrurile. Deci copilul a perceput la o altă dimensiune. Nu știu, da, pentru că, creierul percepe lucrurile care pot fi sau nu pot fi conștientizate. Subconștientul nostru e mult mai bogat decât ceea ce putem conștientiza. Vin cu o întrebare la dumneavoastră. Când se instalează vocația sau pasiunea în noi? În ce stadiu al concepției? Iarăși e o întrebare la care nu m-am gândit, dar eu am experiența mea. În școala generală, în școala elementară 1-4, desenam și eu, așa, învățătoarea când m-a întâlnit, dar cum te-ai făcut, ai mers tu la liceu de artă, că tu nu erai așa tare la desen în clasele 1-4. Și am zis, doamna învățătoare, nici în clasele 5-8 nu eram chiar așa tare. Fratele meu era mai bun decât mine la desen. Era mai bun decât el la matematică. Eram chiar de 10. Dar desenul sau pictura, că nu știam despre sculptură, decât că Michelangelo a fost un mare sculptor și că Rafael și că Leonardo, din spusele, explicațiile, povestirile, dirigintele meu, au fost cei mai mari oameni care au trăit pe planeta asta. Și în mintea mea a intrat, păi și eu. Deși nu aveam talentul fratelui meu, am dat la liceu de artă. De ce? N-am înțeles de ce. Cum ați luat decizia? În competiție cu mari artiști? Eu nu pot să-mi dau seama acum foarte clar, cred că ar trebui să meditez la treaba asta, pentru că provocarea este instantă și nu am avut, dar pot să-mi explic așa spontan niște lucruri. Eu eram cam ambițios, dar eram timid și ambițios. O combinație. Și? Ciudată combinație. Cum să fie mai bun frate meu decât mine la desen? La celelalte materii nu aveam probleme, eram as la toate. La desen mă chinuiam. Și în clasa 7 și 8 am tras tare și făceam copii, studii după maestri renașterii. Bineînțeles că erau chiciuleți, dar eu nu pricepeam, credeam că... Așa, și dirigintele meu, care era un tip nemaipomenit, desena frumos. Avea o grafie a scrisului, n-am văzut la niciun grafician la nivelul ăsta la care făcea el, își făcea dosarele cu lecții, frumos. O să-i cer soție că el a murit, dacă mai are de asta, că vreau să păstrez niște amintiri.
Și el îmi băga în cap tot felul de minunății din astea, că cu tata a discutat, dar eu ascultam și că Mircea ar trebui să facă liceul clasic la Cluj, și ăla liceul clasic, ce totul se învață în limba rusă, el este foarte bun la limba rusă și o să aibă o carieră diplomatică asigurată dacă... Numai că... de pictură nu aducea subiect. Nu, în clasa... După aceea a venit el cu ideea că s-a înființat la Deva anul ăla în curs liceul de arte plastice. Și că eu desenez bine, dar eu nu știam că desenez bine, dar dacă mi-a zis idolul meu asta, mi-a intrat în cap că eu desenez bine și că pot. Atât de tare v-a impactat o vorbă bună din partea unui mentor? Da, asta era, trebuie să povestim despre el mult, un om de excepție. Cu ce v-a impresionat cel mai mult? Cum v-a inspirat omul acesta nu de trebuie excepție? Să, deci nu știu cu ce m-a inspirat, îți spun în câteva cuvinte istoria. El a venit... O pleiadă, el și câțiva au venit la noi la școală când am intrat eu în clasa 5-a, că erau profesori de ăștia necalificați, liceu. Și a venit o pleiadă de profesori calificați, el cu soție, el era de română, soția de rusă, el a fost dirigintele nostru din clasa 5-a. Când era în clasa 7-a eu, l-au numit director și director până la pensie. A făcut prima școală cu interfon din județ. El era făcuse școală profesională, știa o grămadă de chestii. Repara televizoare, atunci apăruseră televizoare. Mă interesează foarte mult, pentru că și eu acum investesc în educație online și mă interesează omul acesta. Ce trăsături avea de a reuși să vă motiveze în halul acesta? Păi vreau să fiu și eu ca el. Deci era un model uman. Și eu vreau să fiu ca el. Nu știam eu ce vreau să fac. Dar dacă lui... El a fost impresionat de Michelangelo, de Rafael, de Leonardo și mi-a spus mie că oameni mai mari decât ăștia, nu mie, la clasă, n-au existat pe planetă, mi-a intrat în cap că da, ia să vedem cum ar fi. Și așa a fost. Bine, el mi-a cumpărat după aceea prima cutie de culori, prima cutie de culori frumoase, așa, el mi-a cumpărat în clasa 6-a primul aparat de foto. Tata l-a plătit, dar el era și fotograf, avea laborator, ne-a învățat să developăm, era cu revelator, cu fixator, cu substanțele alea. Era frumos. Și eu, dacă știam cum e arta, poate că nu mergeam la liceul de artă. Dar cum e arta? Pentru că eu în liceu de artă am pierdut ritmul la cultură generală. Am mizat pe faptul că eram bine dotat în școala generală. Am venit cu... Și în clasa 9 matematica era aia din clasa 8-a, dar puțin mai mult și nu mai învățam. Aia care făceau matematică performantă, în clasa 9 făceau după revista matematică, cu legeri. Eu am trăit în clasa 9 la matematică cu acumulările de până atunci. La română era frumos, acolo aveam 10, că era dirigintele meu. Dar și la matematică, mai luam câte un 10, dar mai luam și câte un 4. Era șoc. Ce e mai important pentru un profesor, un mentor, un maestru? Să fie... carismatic, să fie bun, să fie sever, să fie intransigent. Care sunt calitățile unui profesor? Sunteți profesor. Ați ajuns profesor. Auzi, acum conștientizez, dar nu m-am gândit la chestia asta. Trebuie să le aibă pe toate și să știe când, pe ce pedala pasă, în funcție de situație. Pentru că profesorul ăsta a fost și dur, era și de treabă, mergeam și la pescuit cu el, dar pescuit cu mâna, pe sub pietre. Am construit cu el școală, deci pe vremea aia copiii lucrau, nu era exploatarea copilului. Și el se pricepea cam la toate. Și odată mi-a tras și mie peste cap, așa cum ia. Dar m-am uitat, acum mi-aduc aminte. Oricum, el... Și cum ați interpretat gestul lui atunci? Păi avea dreptate, dar ce copilul nu interpretează dreptatea, copilul interpretează emoțional. M-am simțit prost, vai, Păi și cum, idolul dumneavoastră să vă lovească
Păi da, că făcuse în gălăgie și a venit... Asta nu e o scuză, asta e o scuză? Da, mă, pe vremea aia era altă lege. Era altă percepție a scuzelor? Nu, era altă lege interumană. Bun, dar faptul că legea traumelor... Peste traumă, peste traumă vine ceva mai puternic decât trauma. Nu rămâi cu trauma. Și cum, poate admirația să blocheze trauma? A doua zi, sigur că da, s-a schimbat treaba. Eram din nou în comunicare. Dar dumneavoastră ce vă reproșați ca dascăl, ca profesor? Aveți ceva să vă reproșați? O grămadă. E secret? Nu, nu e secret, dar durează prea mult. Atunci, pentru ce vă felicitați? Pentru ce vă sunteți recunoscător? Mentor, ca profesor? În cariera noastră de profesor, de mentor. Eu nu m-am felicitat în viața mea și nici nu pot să mă felicit. De ce? Vă dușmăniți? Nu, nu. Dar care e relația dumneavoastră dumneavoastră? Păi, dacă am niște mici calități sau... După aceea putem vorbi și de ceva mici realizări. Comparate cu ceea ce puteam să fac, apar numai nu reproșuri, apar numai neîmpliniri. Fantastic, dar aveți o operă vastă. În fiecare an puteam să fac un monument. Și lumea vă apreciază. Ștefan, în fiecare an puteam să fac un monument. Nici nu știu câți ani am. Mă uit în buletin să fie sigur. Cred că în primăvară împlinesc. Vai, mi-e groasă. 68. Mulți înainte. Mersi. Puteam să fac, până la ora actuală, vreo 100 de monumente. Oricum, am schițe, am machete, las. Nu cumva vorbește ego-ul dumneavoastră acum? Eu sunt mândru. Dar când îmi dau seama, încerc să mă smeresc, așa că laudă-mă tu acum. Simbolul Sucevei este făcut de mâna dumneavoastră. Totuși, sculptura Bucovina în aripată. Și ce dacă? Păi ați fi vrut... Schimbă soarta lumii? Schimbă soarta lumii. Ce a schimbat acel monument? Pentru dumneavoastră sau pentru ceilalți? Ștefan, poate să schimbe ceva în cineva care are facultățile de percepție exersate. Poți să citești scrisoarea întâi unuia și nu... Care e analfabet funcțional. Poate să fie și strungar calificat. Nu are profunzimea sensibilității pentru a reproduce în mintea sa, în trăirea sa, imaginile și să realizeze empatia cu poetul. Pentru că poetul a avut o trăire imensă când a spus chestiunile astea. Fără o trăire imensă, neuronii nu se activează la nivelul necesar pentru a genera idei noi. Și dacă ne uităm în jurul nostru, oamenii sunt, în cel mai bun caz, mediocri. O minte sau niște neuroni exersați prelucrează idei. O minte medie, să nu zic mediocră, se ocupă de evenimente. Și o minte submediocră se ocupă de bârfe. Poate s-ar mai putea interpreta probabil și în alte feluri, cu siguranță. Dar dacă ne uităm în jurul nostru, ne putem da seama cu ce oameni interacționăm. Asta îți dai seama când ești la o relaxare, să zicem, discuți, sau nu știu noi acum. Și vezi ce îl preocupă pe om când nu are de lucru, când se relaxează. Discută poveștile care îl trăiesc pe el. Normal că toți avem povești negative, dar nu trebuie să acceptăm ca alea să ne trăiască pe noi, adică să fim robii patimilor noastre. Pentru că, la ora actuală, trăim o fază terminală a culturii. Cancel culture a fost inventată de americani, care e un concept generat de incultură. Dar incultura care vrea să se impună ca standard, ca măsură culturală.
Dar cum definiți un om inteligent, de pildă? Care sunt criteriile dumneavoastră? Dar nu e după criterii. E după... Presupun că n-aveți în anturajul dumneavoastră orice personaje. Cum definiți un tip inteligent? Glumești, dacă nu, haide să glumim. Parlamentul e plin de genii. Să te salvezi de genialitatea lor, să nu te contamineze, păi închizi ochii. Și cobor până la marginea somnului. Mai bine și să dormi. Și când te trezești, îi vezi și mai grav. Pentru că atunci când ești acolo, mediul te influențează. Deșteptăciunea lor, geniul lor, e dependent de monitor. Dacă i-ai luat calculatorul, e fără aer. Oameni care par inteligenți nu sunt neapărat inteligenți. Dumneavoastră considerați că v-ați descoperit vocația, adevărata pasiune? Sau credeți că ați fi putut fi mai bun în altă arie? Păi la un moment dat în liceu ți-am spus că dacă știam cum e cu arta, vroiam să abandonez pentru că ce știam eu despre arte... Dar acum, ce credeți acum? Dacă ar fi să-mi pară rău de ceva... Nu, dacă dumneavoastră considerați că ați fi putut fi mai bun la altceva, întrucât eu vă consider unul dintre cei mai buni în ceea ce faceți. Sculptură, pictură. Dar dumneavoastră considerați că ați fi fost mai bun ca doctor, de exemplu? Nu doctor. Cercetare. Fizică, biofizică, biochimie, chestiile astea mi-au plăcut. Și acum la prieteni le-am mai spus, știi că eu am vrut să dau la medicină după ce am terminat artele plastice. Era cumplit de greu, trebuia să înveți 2-3 ani pe vremea aia, că admiterea era după tratatul de anatomie și fiziologie din facultate. Am fost în ultimul an de facultate la disecții, m-am împrietenit. Mi-ar fi plăcut fizica. Pe cine ați fi vrut să salvați, de fapt? Mi-ar fi plăcut, dar acum eu mă salvez eu. Zic, băi, în fizică dacă descopeream ceva, descopeream eu, dar dacă nu descopeream, eu precis descoperea altcineva. În fizică descoperirile merg cu voia sau fără voia. În artă, dacă nu faci tu o anumită chestie, aia nu o face altul. Deci, dacă nu făcea Michelangelo sclavii, lucrările lui de vârf, nu le-ar fi făcut nimeni. În fizică, dacă nu descoperea Einstein teoria relativității, o descopereau alții după aceea. Și am așa, cum să zicem, o tactică de a mă justifica. Pentru că dacă nu, ar trebui să mă întristez, oare asta este... Nu v-am văzut niciodată victimizându-vă. Cum reușiți să nu vă victimizați? Păi omul are argumente în mod egal să se victimizeze sau să se salveze. Depinde pe care pedalezi. Da, și cum ați reușit să vă inserați acest optimism la nivelul ființei dumneavoastră? Tot timpul... Aveți o stare, sunteți într-o stare pozitivă. E foarte bine că se înregistrează, pentru că am discutat lucruri și pe urmă au rămas discutate, le-am uitat și eu acum, amintesc unele din ele. Ți-am spus că în școală eram băiat din ăsta care învăța. În clasa a treia am învățat din scrisoarea a treia Lupta de la Rovine. Și când înveți o poezie, o trăiești intens. Și vedeam cum se luptau acolo Mircea însuși, mână în luptă, Vijelia îngrozitoare. Erau imagini foarte mai puternice decât dacă le-aș fi desenat. Și tatăl meu, că asta o învățam din cărțile din pod al lui tata. Era română, limba română și istorie într-un singur manual. Și tata mă urmărea așa, fără să observ eu că sunt urmărit. Și odată zice, ce faci tu acolo, băi? Și eu foarte mândru, așa că în sfârșit tata îmi dă atenție. El mă urmărea, dar se făcea că nu. Zic, învăț Lupta de la Rovine. Și tata zice, băi,
cine nu învață poezia asta când e mic, n-ajunge bărbat când e mare. Păi îți dai seama că eu am băgat atunci 4x4 și am recitat-o la sfârșitul școlii, pe scenă, așa, și auzeam acolo că povestea lumea, și uite ce poezie, a învățat copilul Remus. Mm-hmm. Și atunci, da, trebuie. Și în clasa a patra am învățat una tot cam la fel de lungă, tot din cărțile lui tata, se numește Santinela Romană. Era interzisă, dar eu nu știam. Și nici învățătoarea, nici atât. Era concepția lui Vasile Alexandrii că poporul român se trage 100% din romani. Ți-o recit odată, să vezi, că e frumoșică mm-hmm. poezia. Mai știți versuri? Aproape toate. Puteți să recitați acum? Ceva acum? Duceți aminte, dacă faceți aminte. Stricăm filmul. Stricăm emisiunea. Măcar două versuri. Noi tăiem după aia, dacă nu e ok, tăiem. Păi spun numai câteva din astea atunci, din care s-a inspirat Mihai Eminescu în Lupta de la Rovine. Mm-hmm. Deci e vorba în poezie de un soldat roman care a rămas să vegheze pe graniță. Asta e descrierea lui, portretul. Cel viteaz era călare pe un cal alb în nemișcare, ce ca dânsul neclintit sta privind spre răsărit. Numai în ochii lui mișca vulturește a alerga pe acea vale argintie lungă, tainică, pustie, unde ca prin vis trecând se auzea din când în când prevestire că vin barbarii. Vuiet lung, grozave șoapte ce veneau din miază noapte, vuiet sur, nemărginit ce venea din răsărit, iarba nu se legăna, frunza nu se clătina, fiara în codri tremura, pasărea spre munți zbura, căci prin lumea, prin uimirea cufundată treceau reci, fior de moarte, presimțiri de grele soarte, iar pe cer un vultur mare, făcând cercuri de zburare, se vedea plutind cu fală și în rotire triumfală încrunta, adică îl sfida cu al său zbor pe viteazul călător. Cine ești? De unde ești? Pe la noi ce rătăcești? Sunt soldat și sunt oștean de împăratului Traian. Maica Roma, cea bătrână, mi-a pus armele astea în mână și mi-a zis cu glasul ei, fiul meu, alesul meu, tu dintre toți ai mei fi cel mai tare în vitejii. Mergi în Dacia, grăbește pe barbar de risipește. Adică a distrus pe toți toți dacii. Și apoi veșnic priveghează santinelă, mult vitează și te-a ține la hotare ca să aud în depărtare. Param, pam, pam, oprim să trecem la versurile de care s-a inspirat Eminescu. Lupta dintre el și barbari. Vin și hunii, vin și goții, vin potop, potop cu toții, pe caius și merg ca vântul de cutremură pământul. Mulți sunt ca nisipul mării, mulți ca ghearele mustrării, într-un suflet păcătos, într-un cuget sângeros. Sar romane pe omor, fă-te fulger răzbitor, fă-te dunere turbată, fă-te soartă neîmpăcată, căci potopul iată vine și amar, amar de tine, vine ca o stâncă înaltă ce din vârf de munte saltă, turma se rostogolește, cade, rupe și zdrobește codrii vechina sa cale până jos în fund de vale. Și acum începe lupta, astfel crunt oșteanul meu îi zbește calul său peste codrii mișcători de barbari năvălitori. El îi sparge și îi respinge și îi alungă și îi învinge, 10 cad, 100 mor, sute vin în locul lor. Tare, nu? Dar viteazul cu asa pală face drumuri prin năvală și pătrunde prin săgeți că e roman cu 7 vieți. Și așa mai departe. Deci lucruri care le-a transpus Eminescu cu un alt ritm, în iambic, în eroismul de la Rovine. Cât de mult vă iubiți țara? Nu poți să iubești țara. Iubești ceva conținut în țară, de țară. Uite, poeziile lui Eminescu. Uite, dacă îți spun, zici că sunt nostalgic. Fabrica în care am lucrat 10 ani înainte de Revoluție, care s-a construit când am ajuns eu aici, adică am pornit odată cu ea. Și am nostalgia când mai trec pe acolo că vara trecută s-a oprit total. Când s-a scumpit gazul. Și când îmi aduc aminte de toată industria Sucevei,
mă cuprinde o nostalgie. Păi nu știu dacă iubire sau nu. Când mi-aduc aminte de acasă, de Țara Hațegului, mă cuprinde o nostalgie. Pot să analizez o fi iubire, nu o fi iubire, dar e ceva care te atrage, e o legătură. Când spune cineva, îmi iubesc țara, e o vorbă. Ce iubești, măi? Ca să iubești ceva, trebuie cunoscut, nu? Doar o fată o poți iubi ca prostul fără să o cunoști, știi? Așa e? Și după aceea s-ar putea să nu fie adevărat. Să te întreb ce iubire, retorică. Da, 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 ce-a fost, ce-a fost. Și ce mi-a rămas din ea. Da, da, așa a pățit și Minulescu. Tu crezi că a fost iubire adevărată? Da. Ce înseamnă starea de flux pentru dumneavoastră? Când, când simțiți că nu trece timpul? Când creați, când pictați, când sculptați sau când vă gândiți la proiecte pentru România, de pildă? Ce anume vă conectează cu sinele? Ca să-ți dau răspunsuri foarte bine compuse, ar trebui să-mi dai întrebările cu o zi înainte, dar îți răspund așa. Deci cum ai întrebat? Ce anume vă generează starea de flux în care simțiți că nu mai trece timpul? Când? Asta era, că nu știam, mai, ai spus ceva, că nu trece timpul. Ei, foarte interesantă chestiunea asta. Când simți că nu trece timpul, parcă ai intrat în eternitate. Atunci ești cel mai detașat, ești cel mai aproape de împărăția cerurilor. Când îl sculptați pe Ciprian Porumbescu, anumite momente când merge treaba bine, când descoperi niște racordări, niște chestiuni, atunci te cuprinde o bucurie, dar nu bucurie, e ceva, da? E un amestec de mai multe și tu atunci faci corp comun, ești, cum îi zice, intri în empatie cu personajul care îl faci, ai impresia că tu chiar ești cu Ciprian Porumbescu în conversație sau, sau îl descoperi. Care a fost punctul culminant al acestei lucrări? Când a fost acea clipă de grație? Nu, când ați început sau când ați terminat? Sau la mijloc? Nu. Încă n-am ajuns, trebuie să mai lucrez. Aha. Dar sunt momente când ești mulțumit, când ești mulțumit, când descoperi că uite, te-ai mai apropiat un pic sau că racordarea liniilor, știi, s-a înșghebat și lucrurile funcționează pentru că în sculptură și în pictură. Dar acum vorbim de portret. În portret nu e competiția sculptorului cu cât de mult seamănă. Trebuie să aibă caracter. Caracterul e mai mult decât asemănarea. Ca să mă explic, eu te văd pe tine de la distanță, da? Uh-huh. Dar dacă merg la o distanță mai mare, nu te cunosc. În sculptură trebuie să faci caracterul, să scoți în evidență caracterul, încât de la distanță mare, mare, să recunoști tresăturile. Pentru asta trebuie să faci exagerări. Exagerări care se pierd când te distanțezi. Sculptura de interior e altceva, asta nu e de interior. Asta este să o vezi de la distanță și de la distanță toate accentele astea se estompează și tu vezi ca și când ai fi aproape. Asta este. Haideți să vă întreb ceva. Când începeți o astfel de lucrare, există o strategie înainte sau este totul spontan? Aveți o strategie? Nu știu. La ce te gândești că spui ca strategie? Dacă vă planificați etapele, dacă spuneți, domnule, în momentul de față... Tehnic vorbind? Da, tehnic. Da, sigur, sculptura are un suport tehnic, dar eu nu prea respect chestiile astea. Sunt un pic cam lipsit de respect în anumite situații față de convenții sau cumva, pentru că sunt convențite, dacă te uiți, partea asta e într-un fel, asta e în altul, pentru că e studiu. Aici urechea e stompată, da? Face volum comun cu asta, din coace. Urechea este modelată. Și va rămâne, care, va rămâne nemodelată? Nu, va fi la fel, dar care ți se pare mai... te uiți prea de aproape. Care trebuie să te învârți. Care prefer, partea cu ilustrația, urechea, sau partea unde e ascunsă? Știți de ce prefer partea unde e ascunsă? Ia zi, da.
uneori prefer să nu aud, să nu aud tot ce se vorbește pe lângă mine. Și ei, am bun, asta e o pontă interesant. Nu-mi dau seama, nu-mi dau seama. Ca volumetrie, vezi, aici am morfologia formele, forme. Când ele sunt, concurează, înțelegi? Acolo e estompat și se vede mai clar partea da, de caracter. Urechea nu face parte din caracter într-un mod intrinsec. Poți să faci ureche oricui. Și e tot Ciprian. Să vă întreb ceva. Și atunci, scuze, estompăm partea asta și trăiesc mai puternic lucrurile astea, nu? Am înțeles. Și așa va fi. Trebuie să sacrifici uneori ca să poți exact, să faci evidență. Exact, selectezi. Ăsta e sacrificiul în numele artei. Pentru a evidenția alte trăsături. Exact. Depinde ce vrei să spui, da? Și pui accentul pe alea care vrei să iasă în evidență, cu care vorbești, elementele de limbaj. Astea sunt toate elemente de limbaj. Și elementele de limbaj le folosești ca muzică. Mai în surdină, mai în... Nu vă sperie acest obiect neînsuflețit? Pare că nu are suflet, îi lipsește sufletul. Sau are suflet o sculptură? Tocmai asta spuneam, că trebuie să faci niște exagerări ca el să pară mai... Să pară, dar cum vă atașați de o astfel de lucrare pentru a crede în însuflețirea ei? Că ai spus ceva, că ăsta e lut și noi suntem materie vie, celule, da? Bun. Omul, corpul omului este materie vie, da? Celule, carne, proteine, mă rog. Ăsta e lut. Diferă, da? Total din punctul ăsta de vedere. Dacă te uiți la ăsta, să vezi, bă, ochiul, dacă lucește, luminiță, nu are. Buzele sunt roșii, sunt așa, sprâncenele sunt, nu sunt. Dar uite ce volume am făcut aici, da? Omul nu le are așa, le-am exagerat. Deci asta este imagine, icon, spun grecii, imagine. Deci noi vorbim prin imagine. O fată poți să o mângâi. Ăsta dacă îl mângâi nu simți același lucru, simți doar volumele. Dar poți să mângâi și simți volumele. Știi de ce v-am întrebat? A făcut ceva, una, sculptură pentru orbi, adică. Și am văzut un om orb, a reușit să facă un portret. Cu o mână punea așa, palpa și cu o mână modela. Dar revin la ideea că aici sunt foarte multe exagerări, în natură e cu totul altfel, dar el pare nas omului altfel. O să putem discuta despre fiecare chestiune de asta, dacă e nevoie, dar pentru asta trebuie să fie unul care vrea să facă sculptură, adică omul care o percepe nu trebuie să știe toate lucrurile astea. Dar dacă știe câte ceva ca elemente de principiu, înțelege mai mult. Cine zidește în noi talentul? Dumnezeu sau ne-l descoperim noi? Ne-l emancipăm? Ne-l tu ce părere ai? Hai zi, hai că acum vreau să văd. Eu sunt discipol, domn profesor. Da, da, și discipol iau păreri. Am venit la doctor. Da. Tu ai venit la profesor, la dascăl. Da. Zi tu, cum ți se pare? Că eu așa fac cu... Așa făceam când eram profesor. Eu cred că Dumnezeu zidește în noi sămânța talentului și noi avem datoria să nu trădăm potențialul pe care Dumnezeu ne l-a insuflat. Dumneavoastră? Sunt de acord, dar mai am o chestiune, știi? Dar pentru există un dar și o virgulă. Ai zis Dumnezeu, știi? Și dintr-o dată ai spus un lucru pe care noi nu-l putem înțelege, nu-l putem cuprinde, Dumnezeu, știi? Dar e bine, creația, da? Divină, l-a dotat pe om, cum? Cu chipul lui Dumnezeu. Acolo, potențial, îs toate. Omul accesează mai ușor unele sau altele. Dar orice om poate să învețe matematică la fix. Nu știu cum e cu muzica, dar eu pot să învăț pe oricine sculptură. Poate să fie antitalent. Lucrurile au o logică, totul se... Dar dacă unul mizează pe talent, le învață mai repede, le rezolvă mai repede, dar rămâne la un nivel de superficialitate. De ce? Pentru că e talentat.
Adică netalentatul se prin muncă asidui. Se chinuie și descopere mai mult. Adică pitrocește mai molecular, mai atomic. Talentatul, e bun. De ce le pitrocește mai minuțios? Se chinuie. Pentru că e conștient că nu-i dotat cu talent? Nu te gândești că ești talentat sau... Te gândești, bă, că nu-mi iese și te chinui. Eu nu m-am gândit niciodată dacă sunt talentat sau nu. Da, de ce l-ați pus aici pe Ciprian Porumbescu și pe Eminescu vis-a-vis față în față? Iar la mijloc... Nu m-am gândit. Așa s-a nimerit, că asta trebuie dus să-l torn, dar e greu de transportat, poate îl torn aici. Ce v-a inspirat la Arsenie Boca? Hai cu mine la Prislop. Am fost. N-ai fost. Am fost. Haideți să mă suspectați de necredință. Nu, să fii cu mine. Am un prieten care e preot, mai în vârstă puțin decât mine, cred că, de la mine, din țara Hațegului, și el este acum la Deva consilier eparhial. Și fiul lui este tot preot, ca și el, și are un prieten care nu le are cu biserica, nu le avea. Și asta tot trecea la biserică, la aceeași. Hai mă să mergem la Hațeg, la Prislop, la părintele Arsenie. Lasă-mă cu Arsenie al tău. Și ăsta nu l-a lăsat și hai mă să scap de tine, vin. Și a venit. A mers cu el acolo. Și ăsta se ruga la cruce, nu era așa multă lume pe vremea aia. Iar ăsta, la altul, care nu prea mergea, nu mergea la biserică, stătea în fața mormântului și stătea așa. Și a început să plângă. Necredinciosul. Și ăsta a observat, a mai stat un pic, s-a rugat, așa a revenit și dar ce ai pățit, mă, ce te... Cum a fost? Bă, mă gândeam așa, ce-o mai fi și cu Arsenie ăsta? Și mă gândeam așa, bă, ce-i cu Arsenie ăsta? O fi ceva, nu fi? Și brusc n-am mai putut și mi-au trecut, venit lacrimile, n-am putut să opresc lacrimile. Care e explicația? Nu știu. Credeți în miracole? Stai un pic. Eu am explicația, dar mă tem să ți-o dau, că dacă nu crezi, am stricat. Da. Păi convingeți-mă. Sunteți suficient de carismatic și aveți suficient de multe argumente. Aici nu-i cu argumente. Vă temeți că nu mă puteți convinge? Nu. Aici argumentele sunt minore. Credința e puternică. Trebuie să vezi. Uite, trebuie să citești viața cu întâmplări povestite de cei care l-au cunoscut. Erau două studente, perioada interbelică. Una mergea la părintele Arsenie constant, la sâmbătă. Și a luat-o și pe colega ei odată să-l cunoască, că ei tot povestea și hai să-l cunosc și eu, mă. Și asta fiind obișnuita mănăstirii, când ajunge acolo, se duce la bucătărie să-i dea de lucru, să curățe cartofi. Și... prietena ei, în ușă, cu fața spre bucătărie, cu spatele spre intrare. Și i-a zis ei ceva la asta veche. Și asta zice, acum părintele se roagă pentru tine, dacă, din ce... Zice, dar părintele nici nu mă cunoaște. Și atunci, din spate, îi pune mâna pe umăr. Ba, te cunosc, Maria. Arsenie, care nu o cunoscuse niciodată și nici n-a auzit discuția dintre ele, el auzea ceea ce vorbesc cu oamenii sau chiar ceea ce gândesc. Noi explicăm ușor prin telepatie. Bă, dar cum fac? Eu cum? Credeți în intuiție? Cum intuiți lucrurile? Sau credeți în rațiune mai mult? Indiferent în ce crezi, ele există și una și alta. Nu știi când te domină una sau alta. Sau când te părăsește și una și alta. Ați avut vreo premoniție vreodată? Ați anticipat lucruri? Băi, Ștefănică, tu pui prea multe întrebări, mă. De ce, domn profesor? Vreau să aflu. La asta nu se răspunde. La asta nu se răspunde. Da. Înseamnă că n-ați avut. Nu. Nu. Cât de importantă este credința pentru un profesor? Câteodată profesorul, nu știu, am sentimentul, poate că greșesc acum, că unii dintre profesori îi tratează pe ceilalți cu
o doză de superior. Pe ceilalți elevi sau ceilalți profesori? Nu pe ceilalți profesori, pe ceilalți membri ai societății cu o doză de superioritate. Sper să nu greșesc. V-ați insinuat vreodată că ați fi superior celorlalți? Eu o singură dată m-am simțit superior celorlalți. Când? Când eram în armată, nu-mi plăcea armata, am amânat-o. Și după ce am început-o, mi-a plăcut atât de mult încât mi se păreau incomplet săia care nu aveau uniformă. Și mergeam duminica în Bacău, era școala de ofițer rezervă, în permisie, și mă uitam la civili. Și mă uitam cu un aer de superioritate. Adică le lipsește ceva la ăștia. Nu mă gândeam că și eu eram tot ca ei înainte de armată și urma după armată și tot ca ei. Atunci mă simțeam foarte... Nu știu de ce. Pot să mă gândesc, se întâmplau acolo lucruri interesante. Că mie mi-a plăcut armata, foarte ciudat. Era batalionul de motorizate, inginerii. Care era regula la ei? Dacă le dădea mașini la aia care aveau cu carnet și răspundea de mașină sau dacă nu era asistent mecanic, dacă nu pornea la prima cheie mașina, și șoferul și ajutorul, 3 zile arest. Și alte lucruri, trebuia totul să funcționeze, nu se admitea o chestiune ca în fabrică, știi? Și aveam impresia asta sau impresia. Toată industria românească ar trebui militarizată, că atunci ar merge perfect. Adică să meargă cum mergea în armată, un utilaj. Câte generații de elevi ați avut până acum? Păi eu am intrat în învățământ la Revoluție, în 90, până în 2020. 30 de ani? Da. Plus 10 în fabrică. Care credeți că e cea mai mare influență a dumneavoastră asupra elevilor pe care ați avut? Știi cum se întâmplă? Dacă tu lucrezi și copiii stau în jurul tău, îi cască gura și devin curioși și îi atragi. Și atunci ei vor să facă și ei. Fără să trageți de ei. Da, vor să facă și ei. Și încep să facă o bâzdăganie, da? Un portrețel. Și când îi faci corectura, îi faci corectură, tu cu mâna ta. Pedagogia spune, nu, să lași copilul să își dezvolte creativitatea. Ce să-și dezvolte creativitatea când e zero? Adică, ca să faci creativitate, trebuie să știi alfabetul, adică să știi ce e la portretul. Și copilul se chinuie și se plictisește. Înainte de a se plictisi, profesorul trebuie să-i arate cum se face ochiul, nasul, gura. Și atunci devine curios. Acum continuă tu, știi? Și el strigă lucrarea, dar l-ai prins. Deci vrea să facă și el. Și hai să o luăm de la început. Facem acum numai ochiul. Facem ochiul de 2-3 ori și tot așa. Începe el bâzdăgania, îi faci corectura și la un moment dat, după 2-3 repetiții, poate să facă și el un ochi. Gură, nas și ai făcut elementele portretului. Ei, în momentul în care, din momentul în care el știe lucrurile, nu trebuie să-l mai, se atrage singur. Dacă stai să-l înveți cum scrie în pedagogie, mortua est. Dar dumneavoastră de la elevi ce ați învățat cel mai? Oh, foarte mult. Care e lecția cea mai importantă pe care asta era lecția, că eu exersam, îi făceam corectura și eu exersam cu el și făceam 10 portrete în, da? El făcea o bâzdăganie și eu tot făceam corectura. Ați putea să faceți acum o schiță care să rămână în memoria colectivă? Orice. După emisiune, post-emisiune. După? Sau tu vrei să o filmăm? Eu aș fi vrut să facem. Păi atunci facem... Păi nu știți de ce, știți de ce? Că eu cred că, acum aș vrea să vă contrazic. Contrazic. Asta a spus că elevul nu-și poate descoperi creativitate dacă nu știe alfabetul. Da. Eu cred că factorul creativitate este în elev și nu ar trebui decât să îl dezvelească suprafață. Nu, e curiozitatea. Și depinde pe ce canal se deschide curiozitatea și acolo se dezvoltă el.
Și după aceea zici, bă, are talent, că face cu ușurință lucru. Nu poți să faci lucru cu ușurință dacă nu ai o curiozitate care să se transformă după aia în pasiune și după aceea tu să faci, să fii una cu ce faci. Uh-huh. Și în momentul ăla, pentru tine e plăcut, creierul tău funcționează și noi atunci simțim satisfacția când creierul funcționează fără efort. Dar cu ce desenați? Cu creierul sau cu inima? Nu, cu creion. Haideți să vă provoc să faceți o schiță, o schiță, că n-avem timp foarte mult. Stai să căutăm un creion ceva. A renașterii României. Pasărea Phoenix, să o luăm. Pasărea Phoenix. E o chestiune complicată, mai ales, adică complicată, nu complicată, e vorba, cuvântul, nu complicat. Provocatoare. De ce? Păi a făcut torșu, brâncuș, păsări, știi? Uh-huh. Și acum trebuie să faci o pasăre. Dar el a făcut zborul. Ideea de renaștere din propria cenușă e pasărea Phoenix. E o idee care poate, are potențial, poate să genereze. Dar nu poți să treci pe lângă brâncuș fără să-l atingi. Mm-hmm. Da. De ce? Pentru că el a descoperit o chestie de sinteza formei și în sculptură sinteza formei este strategia creației. El a pornit și a ajuns la maximum. Deci sculptura modernă aduce noutăți și nu rezolvă, nu ajunge la final. El este un caz special. El a venit cu noutatea și a dus-o până la maxim încât nu mai poate fi depășită. O pasăre măiastră, mai măiastră decât, el a făcut în jur de 20 de păsări. O pasăre mai măiastră decât al lui Brâncuș, e o chestiune cam așa, băi, ești nebun? Băi, chiar ești nebun? Vrei să-l întrezi pe Brâncuș? Dar noi am făcut ceva în competiție cu Brâncuș. Provocat de tine, sărutul. Am pus crucea între cele două personaje și l-am lăsat pe Brâncuș cu sărutul lui. Ăla e sărutul profan, lipirea corpurilor. Dar dacă între corpuri pui crucea, vine ideea de șerfă și ăla e sărutul sacru. Adică ideal. Oamenii nu se mai sărută aici pe pământ. Sărutul va fi în ceruri, transcendental. Sărutul transcendental e o temă. Poți să-l sculptezi tu cu o actris. Să vedem dacă reușiți. Transcenderea. Pentru că toate au un meta. Noi când vorbim și discutăm despre iubire, rămânem la nivelul ăsta, orizontal. Hai să vedem cum e iubirea pe verticală. Când bărbatul e meta-bărbat și femeia e meta-femeie. Ce înseamnă, domn profesor, meta? Că nu înțeleg. Traduceți-mi și mie meta-bărbat ce înseamnă. Dați-mi un exemplu de meta-bărbat. Păi nici eu nu știu, că acum mi-a venit ideea. Da, e bună ideea. Hai să facem o meta-pasăre Phoenix. Asta, da. Meta-Phoenix. O meta, da. O scoatem la licitație și ce facem? Ideea cu Phoenix e meta, adică e o metaforă deja. Mă înțeles. Și să începem noi acum și să vedem în cât timp putem să găsim o chestiune stilistică, să avem curajul să ne comparăm cu Brancuzi. Ce zici? Eu mi-aș dori să găsesc un creion bun. Acum, Brâncuș a făcut cam așa. Scuze. Din prima am greșit, vezi? Trage un pic asta, cam așa, ca principiu, ca idee, să ajungi să armonizezi profilul ăsta cu ăsta. Și din fiecare unghi e altceva. Deci ăsta se transformă în ăsta, știi, grad cu grad, cum îl învârți.
și forma respectivă să aibă o armonie maximă. Ce este foarte frumos? Fără să știe el fizică, a descoperit forma aerodinamică înaintea inginerilor, înaintea inginerilor de aviație, cum zice, aerospațiale. Cum? Deci știința aerospațială cam spune că asta e forma aerodinamică în forma optimă care să o dai unei rachete, unui avion. El a ajuns mult cu zeci de ani înaintea lor la forma aerodinamică. De ce? Coincidența matematică între estetică și fizică. Pentru că și-a fost un geniu. Cum definiți geniul? Păi dacă nu sunt geniu, cum să-l definesc? Păi dar recunoașteți măcar în alții? Stai mai întâi să fiu geniu. Stai, cum? Îl recunoașteți în alții? Păi da. Cum? După ce criterii? Cum vă dați seama că aveți în față un geniu? Sau ați cunoscut vreun geniu? Vorbesc de în artă, de sau artă, dacă ați cunoscut. De sculptură. Da. De sculptură. Măi, când tu știi câte ceva, poți să faci câte ceva și vezi un lucru pe care rămâi așa, wow, cum e posibil? Păi, de ce nu mi-a venit mie ideea asta? Da? Uite, are o formă de asta asemănătoare de spunere Moromete, Marin Preda. La o emisiune l-am văzut. Nu știu care a fost întrebarea, dar el a spus așa, după părerea mea, literatura e de trei feluri. Literatură despre care îmi pare bine că s-a făcut, literatură despre care îmi pare rău că s-a făcut și literatură de care îmi pare rău că n-am făcut-o eu. Păi, dacă ar fi să dăm definiția din punctul meu de vedere, e asta, mă. Mă pare rău că n-am făcut eu chestia asta. Dacă nu îmi pare rău că am făcut eu, nu. Nu recunoașteți genialitatea în operă? Păi, bă, dacă e ceva ce pot să fac și eu, nu e genial, că eu nu sunt geniu. Eu când vorbesc pe dumneavoastră, spun, Dănea, asta e un geniu. Nu, 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 nu. Cum? Eu dacă ajung la Bucovina în aripată și stau acolo 2 minute și mă uit în sus, asta am venit să spun. Băi, poate după ce mor eu, că până atunci încă mai e de făcut. Adică Bucovina în aripat, acum eu aș face-o mai bine. Da. Haideți, faceți o renaștere a... Dar stați să vă ascult creionul, domn profesor. Stați, că aveați un cuțit pe aici. Da, nu. Îl mai aveți sau... Probabil, da. Pune-i cuțitul ăla. Astea sunt niște creioane speciale. Scriu singure. Nu, sunt acoarele. Dar dacă nu vă mai ascult nimic? Dacă îmi dați cuțitul. Stai că am aici cuțite. Dar în timp ce ascult, în timp ce dumneavoastră creați, eu pot să vă mai întreb, nu? Da, la interogatoriu, sigur. Ca să... Păi, dar nu mă lua cu creați, în timp ce desenez. Am înțeles, gata. Bune, mă, cuțitul ăla, era un cuțit aici. Am găsit. Ați găsit un creion ascuțit? Doi cuțite. Știi poanta cu doi? Care? Asta, fă o pauză, că da. Urmează o poantă. Da. Merge Ioșca la magazin. Doamnă, vreau un bere. Ioșca se spune două. Nu, un bere, se spune o bere. Am înțeles. A doua zi, Ioșca. Doamnă, vreau un bere. Ioșca, ți-am spus. Da, doamnă, am înțeles. A treia zi. Ioșca. Doamnă, vreau bere. Câte Ioșca? Doi. Poate ne iese, dar dacă nu ne iese, nu o să plângem noi acum din cauza asta. Și Brâncuș are mai multe variante. Probabil că una seamănă cu a noastră. Ștefane? Domn profesor, nu v-a fost teamă să plagiați, să copiați pe cineva în artă? Nu, că fac altfel dacă. Cum? Chiar dacă vă inspirați de la cineva? Adică... Fac altfel. Dar v-ați inspirat? Da. Toată arta e inspirație, e o emulație. Generațiile dinainte toate au făcut lucruri pe care le-am însușit. Că asta e rostul școlii. Să-ți predea niște tradiții și tu să vezi dacă poți să găsești
ceva, inovația. Ceva alt. Exact, inovația, că invenție e cam mult spus. Poate reușești, poate nu. Nu e nicio tragedie dacă nu reușești, dar să faci invenții idiote e o tragedie în artă. Și în orice. Numai că în artă nimeni nu pățește nimic. De exemplu, dacă un acrobat a greșit pe sârmă, cade și moare. În artă nu mori, poți să greșești la infinit. A? Și există chestii de astea. Arta postmodernă te duce la infern din cauza acestei erori. Care? Postmodernă, zic. Pictura modernă e un fel de căutarea noului în artă. Și s-au găsit. Și din această căutare s-a produs o boală de căutare în sine. Doar să fie nou cu orice preț. Și, nu știu, pot să mă exprim mai ușor. Povestea nu mi-aparține profesorul meu de istorie artei, Raul Șorban. Ce? Un tânăr, scriitor, romancier, îl roagă pe un maestru mai bătrân să-i citească manuscrisul, să spună părerea. Ăla acceptă. Și după ce citește, se întâlnește. Tinere, uite, de aici putem să, din asta putem să scoatem, să mergem ceva, că am găsit o treabă, știi? La Brâncuș nu e așa. Tinere, am citit manuscrisul tău, ai lucruri bune și lucruri noi. Problema e că lucrurile noi nu sunt bune și lucrurile bune nu sunt noi. Dar cam aici e treaba cu inovația în artă. Dar, și când ajungi să faci lucruri noi, numai să fie noi, și dai cu ăștia în gard, mai bine nu faci artă. Dar ați fost vreodată frustrat de faptul că tineri artiști câștigă mai mulți bani din artă decât dumneavoastră? Da, nu. Asta nu. Nu m-ați gândit niciodată? M-am gândit, dar nu a fost o problemă. Dacă, uite, Bucovina în aripată, bine că am făcut-o, nu? Că dacă nu, nu făceam deloc. Nu? Și cât să mănânci, apare așa, știi? Apare când ești în cea mai mare criză, apare o soluție de supraviețuire. Cum vă motivează banii în artă, totuși, când creați? Păi, dacă ai bani, poți să-ți organizezi bine un atelier, chestii, dotări. Nu te chinui, știi? Eu mă chinui, da? E fain și să te chinui. Să ai o macara, să ai mai multe. Nu chem patru oameni să ridici o chestie. Mai ales că oamenii nu vin când poți tu. Eu am văzut opere în muzee de milioane de euro. Totuși, da. De ce nu ridicați cota? Pentru că nu mi s-a părut mai, nici nu sunt un cunoscător, dar nici nu mi s-a părut mai valoros decât ceea ce faceți dumneavoastră. Tu știi cum e? Să fie acolo unde e omul potrivit la locul potrivit. Tu crezi că e potrivit să fii un sculptor în Suceava? Dacă erați la New York? Probabil, cine știe cum ar fi fost, da. Nu, și la București. Și la București. Și de ce nu v-ați gândit să plecați la București, de pildă? Păi... Ce vă ține? Care sunt rădăcinile care vă țin aici la Suceava? Că dumneavoastră sunteți din țara Hațigului. Pot să spun o chestie așa, să pară frumos, dar a fost eu am stat un an în București în detașare, anii 80. Când puteam eu să mă mut la București, nu putea nevastă-mea. Când putea nevastă-mea, nu puteam eu. Și au trecut repede 10 ani. N-am fost niciodată cu gândul că rămân în Suceava. Dar 10 ani s-au dus. După aceea am mai făcut o... Eram președinte în conducerea pe țara Uniunii Artiștilor Plastici, 94-96. Atunci iarăși aș fi putut să rămân la București, dar nu înțeleg de ce n-am rămas. Dar știi că eu am la București apartament, garsonieră. Nu știu de ce. Cred că destinul omului nu se stabilește de om. Vă e teamă din momentul în care nu o să mai puteți fizic să lucrați, să sculptați, să pictați?
Haideți să vă întreb mai abrupt, dar nu vă supărați. Vă este teamă de bătrânețe? Păi doi ești bătrân, ce să mai ești? Unde sunteți teamă? Cum? Aveți așa... Cum mă? 68 de ani, ce vrei? Sunt tânăr la 68, da? Sunt bătrân, dar și Mircea cel bătrân a fost bătrân. Ce? Tu nici nu știi ce înseamnă moș. Apropo, știți care e etimologia cuvântului moș? Care? Vine din sanscrită, de la moksha. Iar moksha este samadhi, adică starea de iluminare. Hmm. Și există acele prezumții că dacii se trag din arieni. Hmm. În limba română sunt cele mai multe corespondențe de termeni. Soare, în sanscrită surya. Acum nu le știu toate, dar sunt într-o carte. Dar mai e ceva. Noi avem, adică indienii, au Zeul Suprem, Krishna, da? Uh-huh. Știi ce avem noi? Avem Krishu alb, Krishu repede, Krishu negru și există Krishna cel alb și Krishna cel negru. Nu știu, Krishna cel repede, probabil e Krishna cu 1000 de mâini, e o chestiune de asta. Și acolo e și Bharatău. Iau un erou, Bharata, din Bhagavad Gita. A fost o luptă, un război între Kshatriya, între casta războinicilor și casta brahmanilor. Și Bharata era conducătorul războinicilor. Și povestea asta, Bhagavad Gita este un fel de Biblia lor. Cum el, în fața oștii, unde erau profesorii lui, verii lui, nu mai avea putere să lupte și cum îl inițiază Krishna și cum îi învinge. Și acolo e yoga discriminării spiritului de corp, yoga discriminării, inițierii yoga. Și prin inițierile astea el prinde curaj, devine altul și îi învinge. Deci Bharata îl chema și noi avem Bharatău, iar în Moldova de Sud avem Sita Buzăului. Sita era soția lui Krishna. Și acolo în cartea aia sunt multe coincidențe. Noi să le numim coincidențe, să nu ne zică ăștia, destul că ne zic psihopați, dacopați, să nu ne mai zică arienopați. Dar pe copii învață la școală că limba română și limbile europene sunt limbile, sunt limbi indo-europene. Bine, bă, europene, da, dar indo de unde? Deci e chestie științifică, constatată de filologie. Indo-europene limbi. Limba română e indo-europene, din sanscrită. Eminescu a fost pasionat de sanscrită. Există caiete unde, cu exerciții de gramatică sanscrită. Și el... Ați vorbit de iluminare, domn profesor. Când ajunge un om la iluminare? Când are lumini, în jur. Multe. Un om ajunge la iluminare când are lumânări în jur, corect? Da. Așa, am înțeles. Și dacă lumânările produc o proiecție mentală, energie, care închizi ochii și vezi lumina, dar nu prin gene se treacă. Închizi ochii ca la senat și vezi lumina. Sau poate dormi, pur și simplu, nu contează. Important e să închizi ochii. Când creați mai niciodată, profund și mai intens, pe lumină sau pe întuneric? Niciodată nu am considerat că aș crea. Desenez, băi, Ștefăniț. Da. Dacă iese ceva, iese, dacă nu, păi, mai se pare exersez. Că totuși sunteți prea smerit în contextul dat, pentru că ați făcut atâtea, domn profesor, totuși. Nu. Păi și ce înseamnă, puțin, dar ce înseamnă să fii creator? Dar e puțin, să creezi, ce înseamnă să creezi? E puțin, eu acum îmi dau seama ce puțin. Cum sunteți nemulțumit? Dar și tu, ce crezi că dacă ai o afacere din asta super prosperă, e mult? Comparativ cu Rothschild, cu așa, e puțin, mă, tot depinde la ce te raportezi, nu? Dar merită să te raportezi la Rothschild, dar pentru asta trebuie să schimbăm paradigma societății. Dar dacă ați avea bani în Rothschild, să zicem că aveți, nu știu, $1 miliard, ce-ați face? Ce schimbări? Care ar fi primele măsuri? $1 miliard? Puțin. Păi, datoria externă a României este de 150 de miliarde. Nici nu pot plăti datoria externă. Deci asta era primul obiectiv? Da. Azi, domn profesor. Da, mă, dar asta, ce, nu vrei și tu să scăpăm de datoria Bine, externă? Bine, dăm o parte și acolo, dar cu restul ce faceți? Dați 100 de milioane, mergem în 900. 100 de miliarde, mă.
Păi nu, contribuiți și dumneavoastră, vreți să faceți totul de unul singur, mai lăsați și pe alții. Rot și-l poate să plătească datoria României. Știi că a preluat datoria Ucrainei. Nu datoria? Știam. Cum nu știai? Da, nu știam. Nu se poate. Dar bun, dacă ați avea o sumă foarte mare de bani, ce ați face, dacă ați fi multimilionar, ce ați face, care ar fi pașii dumneavoastră, unde ați investi banii, ce ați face cu banii? Sunt curios, pentru că niciodată, tot timpul am avut sentimentul că dumneavoastră meritați să fiți multimilionar, multimilionar. Băi, dacă pune mamă, parcă... uite, hai că tu chiar vrei să mă ambiționezi, să devin triliardar, măi, da. Ștefăriță, dacă e așa. Pe asta am face, am construit o țară cum nu există decât în marile utopii. Dar de când vă știu eu, numai despre țară vorbiți. Mereu ați avut proiecte, sisteme, nu mai știu, păi planuri. Normal, când ai un proiect și nu-l faci, mereu ai proiect. Rămâne mereu dorința, intenția. Nu, îl tot schimbi, îl tot îmbunătățești, îl faci. Dar care e visul vieții dumneavoastră? Acum pe seară să spun lucruri așa... Atât de sincere. Băi, Ștefăriță, vreau să vreți lasă... să rămâneți în memoria colectivă? Nu, sau care e dezideratul dumneavoastră? Acum, hai, dacă tot tu vrei să mă păcălești și eu vreau să te păcălesc. Hai să vedem cine îl păcălește pe celălalt mai frumos așa. Vreau să-mi ajut în primăvară să lansăm un concept. Interdisciplinaritatea. Sistemul interdisciplinar român. S-I-R. Sună bine? Sună bine, da. Să nu mai zică englezii pe vieții români, să zică SIR, România. Sistemul interdisciplinar român. Adică, vezi, acum sunt lideri și elitiști. Și ăștia emit în spațiu păreri. Și tu ai și tu instrumentele tale de a emite niște idei. Hai să vedem. Cum îi putem pune mantinelă înseamnă pe margine, nu? Mm-hmm. Pe mantinelă, pe lideri și pe elitiști. Nu ei au ideile lor. Da. Dar o idee, noi putem să o discutăm. Uite, de la asta pornim. Din seara asta luăm asta și asta. Aia poți să o arunci. Asta stai să vedem pe spate. Așa, pe spate la care vrei tu. Liderii și elitiștii să își facă mai departe treaba lor, da? Mm-hmm. Treaba lor. Noi structurăm așa grupuri, tu ai prieteni, am și eu, unii sunt comuni, ne putem intersecta, foarte bine să fac legături, dar o idee analizată într-un grup interdisciplinar, cât mai complex, deci cât mai mulți și cât mai buni din domenii, medicină, tot, inginerie, avocatură și discutăm. Ca să decidă ce? Care e rezoluția? Care e finalitatea discuțiilor? Păi să vedem dacă spui o idee și o spui tu ca persoană fizică, ea e așa. Dar dacă ea este analizată într-un grup interdisciplinar, nu crezi că e mai rotundă, mai adevărată? Categoric, mai... A fost un proiect de lege vara trecută, înainte de vară, anul trecut, pentru introducerea educației sexuale în școli, după manualele europene. Nu știu dacă știi. Și am luat cuvântul că... și am spus, stimați colegi, la ora actuală, creierul omului contemporan este suprasexualizat. Un idiot a râs. Și nu râdeți că nu înțelegeți despre ce este vorba. Iar ceea ce urmează să vă expun poate fi explicat atât științific cât și religios. Și se ajunge la aceeași concluzie. Mai mult decât atât, au făcut ceea ce urmează să argumentez, nu este... Ideea mea, nu ține de ideile mele, este o idee a Centrului Interdisciplinar Universitar Suceava. Bă, și și-au închis ăștia, au lăsat telefoanele și au fost atenți. Nu există Centrul Interdisciplinar Universitar Suceava. Dar au fost oameni de atenți. Nu e bine? Și le-am explicat, zic, eu acum argumentez științific, religios e ușor pentru toată lumea,
Memoria este direct proporțională cu durata și intensitatea stimulului. Și am explicat de ce. Cum înveți o poezie? Dacă ești așa, o înveți mai repede. Dacă nu, trebuie să tocești mai îndelung. Deci durata. Intensitatea și durata. Dacă stați să vă gândiți puțin, o să constatați că cel mai puternic stimul care este perceput de creierul omului este excitația sexuală. La om, asta s-a impregnat datorită memoriei. Animale nu au memoria omului și la ele stimulii sexuali funcționează doar în virtutea instinctualității naturale. Animalul nu-și amintește plăcerea pentru că, virgulă, creierul lui nu poate. Uh-huh. Și atunci el funcționează la comanda cosmică, naturală, și niciodată nu se vor împerechea animalele sălbatice să facă pui iarna. De unde știu ele treaba asta? E un automatism care ține de niște legi pe care nu le-am avut în vedere, nu le-am studiat. Dar ele există, ele funcționează. La om și pe măsură ce animalele au beneficiat de protecție, s-a dezvoltat sinapsele care generează amintirea când trebuie și când nu trebuie. Dacă vreți să facem educație sexuală, trebuie să facem comparativ și paralel educație ascetică. Și lumea va înțelege, pentru că sunt complementare cele două. Dumneavoastră v-ați descoperit vocația, da? Sunteți recunoscut la nivel național pentru tot ceea ce ați făcut. Ce v-a mânat în lupta asta politică? Pentru că eu detest politica și nu o să mă bag niciodată în politică. De ce ați făcut pasul ăsta? Stai mai, Ștefănică, dar n-am zis că pentru tine eu o să inventez metapolitica? Să ne deburdărim? Domn profesor, poți să inventați triplu metapolitica. Meta. Metavers politica, tot nu mă bag în politică. Vreau să discutăm 2 minute, atât mai avem până la final, despre alimentație. V-am urmărit de fiecare dată când veneam la dumneavoastră și ciuguleați. Niciodată nu v-am surprins în 14 ani de zile mâncând ca un mâncău. De când sunt la Parlament am început să mă îngraș. Da? Da. De ce, domn profesor? De prost. Când mai ieșiți următorul mandat sau de ce? Ca ursul să pună bine... Nu, următorul mandat va fi metapolitică, dar când o să ai timp să discutăm. Da, episodul următor. Tu, dar despre alimentație, totuși, înainte erați... Tu mă poți urmări mai înainte erați tras prin inel. Păi și acum, dar așa. Inelul un pic mai mare. E diametru mai mare. Da, ce cu alimentație? Păi da, mâncăm aiurea în tramvai, numai... Eu văd și eu ce... Acum sunt o grămadă de informații despre ce mâncăm, dar mi-a rămas de când făceam yoga o chestie, știi? Că oricine poate să experimenteze asta. Mânci o săptămână numai iaurt și pătrunjel. Și îți revin gusturile naturale. Iaurt și pătrunjel? Da. Și îți revin gusturile naturale și nu te mai tentează anumite mâncăruri. Dar postul cât e de important? Păi, acum depinde cum e cu postul, știi? Mm-hmm. Dacă e doar post de stat terapeutic sau e post creștin. Uite, de exemplu, la Părintele Ștefan, unde biserica de la Spitalul Nou, știi? Mm. Acum nu mai e acolo, el că e și la pensie, merge la o mănăstire și face liturghiile. Când începea postul Paștelui, țineam 3 zile, post negru, seara puteai să bei apă și după 3 zile mâncam. Păi și pe urmă postul părea așa de ușor și... Când ții post, parcă nici nu ai vrea să mai mănânci decât numai post. Dar după ce ai trecut pe mâncare din asta, începe iară să-ți placă, știi? Care e diferența între post terapeutic și postul spiritual creștin? Ah, foarte bun. Adică de ce n-ar avea același impact? Păi postul terapeutic îl ții numai cu corpul. Și e posibil să te incite mai tare, știi? Adică pe măsură ce pui tu frână să vină, pe când postul creștin, când simți că ți-e foame, zici Tatăl nostru. Și se reglează în tine, se produce o calmare, o relaxare.
se detensionează mușchii care s-au încordat datorită stresului, că mi-e foame. Foamea generează o alertă la nivel neuronal. Și asta se dizolvă prin gest, prin gest și prin cuvânt. Dar cuvântul zici rar. Zici Tatăl nostru care ești în ceruri. Se relaxează neuronii și tot corpul. Și nu te mai tentează ideea de foame, nici nu mai simți. După aia vine foame, mai târziu spre seară poate să vină și foame cu durere. Dar atunci mergeam la biserică și țineam 2 ore rugăciune, știi? Trecea foamea, dormeam, a doua zi nu-ți mai era foame. Dacă, să faci o experiență, ții o zi post negru, seara ți-e foame, te culci și dimineața nu ți-e foame. Credeți în forța vindecătoare a rugăciunii? Cum practicați rugăciunea? Auzi, a crede e ceva care nu poți să probezi, da? Aici eu pot proba și atunci nu e de cred, constat. Totul pornește de la lucruri simple. Normal, nu este efectul ăla pe care îl genera Iisus Hristos. Dar e nivel de creștin din ăsta amărât de la bază, cu păcate. Iarăși, rugăciunea, ce spuneam, relaxează. Majoritatea bolilor vin de la stres, iar stresul e dat de tensiuni nervoase, supra-solicitare pe unitatea cerebrală. Rugăciunea relaxează cortexul. Dacă cortexul s-a relaxat, sistemul nervos al funcțiilor de nutriție, da? Care nu doarme și când dormim noi, el lucrează, își reia activitatea normală. În timpul zilei, curenții, că toată activitatea cerebrală este electrică, curenții, știi, pe sinapse merg, dar ei scapă pe alte căi și se tensionează legătura creierului cu ficatul sau legătura creierului cu inima și care din ele s-a tensionat prima, aia se va tensiona până se îmbolnăvește organul. De asta se spune că răsplata păcatului e boala și până la urmă răsplata păcatului e moartea. Că noi nu putem să ne relaxăm după măsura în care ne tensionăm. Adică ne tensionăm mai mult decât ne putem relaxa. La un moment dat nici noaptea nu mai pot oamenii să doarmă pentru că, virgulă, neuronilor nu știu să mai oprească. Nu pot să mai oprească. Dumneavoastră de mai multe ori m-ați provocat să mă învățați cum să meditez și cum să mă echilibrez și nu am reușit niciodată să fac asta. În afară de rugăciune, cum ne echilibrăm energiile? Deci, creierul e legat prin dendrite și axoni de ultima celulă din deget, da? Și nu simțim decât dacă ne doare. Faptul că simțim că ne doare este dovada că există legătura, pentru că durerea e în creier. De acolo vine numai un stimul chimic. Și în momentul în care creierul este tensionat datorită stresului ideatic, ideilor, poate să fie tensionat și datorită frică, nu știu ce am, o problemă, nu știu, proces, am avut experiență cu procesul, nu? Și tu nu te mai poți deconecta. Pe atunci produci o senzație mai puternică decât aia care îți genera stresul. Mai puternică, până la durere, da? Începe să te doară, uiți durerea mentală, știi? Și se relaxează neuronică, ei nu fac 2 lucruri în același timp, decât dacă se exersa special, dar vorbim normal. Și tu simți durerea.
relaxez durerea, vezi că mai merge, relaxez. Se produce un antrenament prin întinderea mușchilor, da? Și creierul percepe senzația generată de întinderea mușchilor. Deci asta e pentru a scăpa de stresul tău, de generat de management, că doar asta nu e o treabă, bă, poezie, nu? Fă-te sculptor, scap de stres. Încep de astăzi prima lecție, domn profesor. Bun. Domn profesor, auzi? Da. Da, lucrul ăsta e foarte important și pentru actori. Mm. Pentru că îi mărește intensitatea influxului nervos când joci pe scenă, trăirea. Mm-hmm. Deci dacă actorul trăiește intens, îi transmite trăirea spectatorului. Dacă actorul nu are capacitate de interiorizare astfel încât să intre în empatie cu personajul, adică cu autorul, așa cum a intrat în empatie, să zicem, Barbu de la Vrancea cu Ștefan cel Mare, când a scris Moldova nu este a mea, nici a voastră, nici a urmașilor. Deci asta a fost o empatie. El trăia, gândea ca Ștefan, fără să intre în, cum se zice, în telepatie cu Ștefan. Dar noi putem să intrăm în telepatie numai cu sfinții, că ei sunt liberi. Ceilalți nu sunt liberi. Sfinții sunt omniprezenți. Trebuie doar să intri în telepatie cu ei. Poate și Ștefan cel Mare, dacă îi sunt intri în telepatie, dar în empatie putem oricine să intrăm oricând cu orice personaj nesfânt, și dacă intri cu sfinții în telepatie și mai bine, că te curăți, te faci super. Terminăm în nota asta de curățenie spirituală și de lumină. Da. Domn profesor, interviu antologic. Hai, nu mă credeți? O să vedeți și comentarii avem la emisiune. Mulțumim pentru că ne-ați găzduit aici. Plăcerea a fost de partea mea. Templul Artei și... Templul, da. Ne revedem la atelier. Vreau să mă primiți și la atelier dincolo. La următorul episod. Băi, eu te iau la șuturi dacă mă folosești cuvinte de astea. Ștefan.